Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing, sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Discuția noastră este una notă generală, lucrurile prezentate nu sunt recomandări de tranzacționare, este important să reținem acest aspect și faptul că instrumentele sunt riscante, iar utilizarea levierului majorează aceste riscuri. În anumite situații se poate să am expunere în piață pe instrumente discutate sau altele corelate cu acestea, iar performanțele trecute nu sunt o garanție a rezultatelor viitoare. Ca să nu mai amânăm discuția într-un moment foarte palpitant și emoționant, zic eu, al verii și al lunii august, după o veste șoc ieri din partea președintelui american, care a dus la vânzări foarte consistente, văd deja întrebările dumneavoastră despre piața de capital. Ce urmează să se întâmple aici? În primul rând, despre ce e vorba, dacă se întâmplă ca cineva să nu fie observat, de la 1 septembrie, conform unei postări pe Twitter, ar urma să fie introdusă o nouă rundă de sancțiuni comerciale impuse Chinei. Toate acele discuții despre progresul în negocieri, despre cum China ar cumpăra mai multe produse agricole, despre cum se caută o soluție, avem un comitet de supraveghere al ZTE, de compliance, să spunem, de conformitate. Și toate acele speranțe sunt acum în aer, iar metoda președintelui american este de a induce treptat, iată, aceste tranșe de sancțiuni, dar ajungem încetul cu încetul spre cea mai neagră variantă pe care ar fi putut-o avea în calcul băncile centrale, investitorii și participanții la mediul economic în general. Deocamdată doar 10%, dar 10% pentru restul de 300 de miliarde de bunuri. Poate să fie 325-300, oricum aproape tot ce vine dinspre China este taxat acum și situația față de acum un an sau mai ales acum 2 ani de zile este dramatic schimbată. Așa se poate justifica, a zice eu, de ce Banca Centrală din Statele Unite a operat o tăiere a ratei de dobândă. Și nu știu dacă nu cumva a existat o bănuială în acest sens. Văd niște comentarii aici legate probabil de afirmațiile de dinainte de acest anunț. Este de așteptat ca lucrurile să nu se petreacă aici ca într-un curs de universitate la Politehnică, să zicem, în care să primim exact informația fără niciun fel de dedesubt, fără niciun fel de ascunziș, pentru că nu are rost să te joci când vorbești despre anumite circuite, dispozitive și circuite electronice. Trebuie să-ți comunici exact informația, pentru că și așa este enorm. Și destul de dificil și de complex. Dar aici vorbim despre cu totul altceva. Aici a comunica toată informația aduce niște costuri și asta s-a întâmplat, de fapt. Dar ajunge să ne punem o altă întrebare și am mai discutat această ipoteză. Care e, de fapt, obiectivul politic externe a Statelor Unite în prezent? Care este obiectivul administrației Trump? Este unul de redresare a unor dezechilibre comerciale, dar care s-au făcut până la urmă cu acceptarea faptului că America este un consumator major la nivel global, dar datoria sa va fi acumulată de acele state care au și unde să exporte. Deci o anumită susținere a unui nivel de trai, nivel de consum bazat pe datorie. A fost o înțelegere nescrisă, dar a fost o înțelegere acceptată de ambele părți. Ei bine, ce se întâmplă acum pare a fi mai degrabă o dorință a Statelor Unite de a reașeza raportul de forță cu China. Nu se știe dacă nu este cumva cam târziu pentru asta, dar așa cum mai discutam în câteva ocazii anul acesta, se pune problema dacă nu avem cumva o urmare a unui plan stabilit anterior, anume acela de a impune sancțiuni comerciale și că, de fapt, nu e ușor ca
aceste condiții impuse de Statele Unite să fie îndeplinite și dacă nu cumva, cel puțin în primă fază, Statele Unite vor să-și arate forța relativă la China. Sigur, China are armele sale pe care nu le-a folosit încă și ne gândim în primul rând la situația din sfera titlurilor de stat. Dar iată că aceasta e direcția în care mergem deocamdată. Acum, US 500 era în revenire tocmai după ce Fed-ul semnalizase, conform unora și unor interpretări, semnalizase o oprire rapidă a ciclului de tăieri de dobândă. Apoi, încetul cu încetul, au venit și alte date, apropo, indicii din industrie, indicii ASM și subcomponentele sale au fost dezamăgitoare pe anumite componente. Indicele ASM 51.2 față de 51.7, cea mai scăzută valoare din ultimii ani, și prețurile și zona de angajare, iarăși mai slab. Pe aici, pe acolo, niște surprize pozitive, dar neglijabile. În principiu, un raport slab din industrie. Și asta, împreună cu o refacere cumva a speranțelor că, totuși, Fed-ul nu se va opri după această tăiere a ratei de dobândă, a fost și niște comentarii din partea, să spunem, a mediului de investiții care mergeau în acest sens, să nu ia piețele prea în serios ideea aceasta de mid-cycle adjustment. Tocmai recuperaseră și încetul cu încetul prindeau viteză în acest sens pozitiv, când evident nu eram în piață în momentul respectiv, nu eram atent. Când am venit, nu era greu să percep că indicele lăsat undeva pe la 3.000 și ceva de puncte, fără poziții, e drept, dar undeva la 3.000 de puncte se situase atunci în jur de 2.960, cam așa. Și reacția nu este una surprinzătoare, este una, aș zice eu, chiar echilibrată în aceste condiții. Și întrebarea ce ar putea să facă pe termen scurt. Să știți că ieri, chiar în condițiile în care piața scăzuse, a mai avut o poziție, a mai intrat într-o poziție descendentă, dar a fost una pe termen scurt. Acum mă gândesc că se încearcă o anumită consolidare, dar vedeți, nivelul de suport pe care l-aș urmări e la 2.943. Chiar dacă l-am străpuns intermediar, mă rog, intraday, l-am străpuns în sesiunea asiatică, totuși, la nivel de închidere zilnică este încă relevant. Însă, așa cum sunt setate acum probabilitățile, mi se pare că e risc de scădere suplimentară. Și ieri, înainte de a vedea aceste vești, mă gândeam, iată, ce am vorbit noi la webinar, cum că mai probabil piața nu va trece peste jumătate sau în orice caz nu va închide acolo, că ușor vedeam o probabilitate de scădere. Iată cât de mult ar fi depășită de evenimente ipoteza respectivă. Ei bine, a fost depășită intraday, dar ulterior a fost spectaculoasă reacția. Evident, nu aveam de unde să știm. Ce poate să facă un trader este să înțeleagă importanța acestei știri în timp real și, dacă are norocul să fie acolo în piață, să-și dea seama că nu e o chestiune de 5, 10, 15 puncte, e o chestiune destul de gravă. Și în al doilea rând, să-și ajusteze atât țintele de profit cât și cele de stop loss în consecință, în perioade de volatilitate, și take profitul și stop loss-ul trebuie să fie mai departe. Atenție, nu mutăm doar stop loss-ul, pentru că nu facem nimic. Trebuie să și câștigăm mai mult în astfel de perioade. Bun. O observație a unui participant. Astăzi făcea noi maxime fără Donald Trump, S&P 500. Era o șansă foarte bună, da, mă gândeam la asta. Cred că da, mai avem și NFP-ul și trebuie să comentăm în curând, dar probabil că o probabilitate decentă aveam de a face maxime. Bun, ne-a dus cu preșul Trump ca să țină piața sus, ca să avem de unde cădea mai tare? E o întrebare.
Aș reformula un pic. Este posibil să fi fost o strategie mai complexă și știm că președintele se uită la nivelul bursei americane. Știm că acesta știe că americanilor le pasă. Foarte mulți americani, spre deosebire de situația din păcate, de situația din România, foarte mulți americani sunt conștienți de faptul că investițiile lor în fonduri de pensii și alte produse asemănătoare se leagă foarte mult de piața bursieră și de titlurile de stat, dar acolo nu e neapărat o chestiune de să poți să intervii foarte mult, dar sau să fie foarte atent, să fie foarte observabilă și foarte discutată. În schimb, bursa este intens discutată. Deci, da, este atenție la acest capitol. Și mai mult, președintele singur s-a cam legat de mâini și de picioare, comentând în trecut cum bursa din China scade și cea din Statele Unite e puternică. Deci el a pus reflectorul în această direcție. Și cred că e o șansă rezonabilă ca să se fi avut în vedere o piață mai puternică în momentul în care se poate lansa această știre. N-aș putea băga mâna în foc, nu o să știm, poate dacă își va scrie memoriile la un moment dat, dar bănuiesc că da. În același timp, piața a fost destul de sus și în condițiile în care s-a așteptat ca Fed-ul să taie dobânda 1 și 2 să păstreze posibilitatea unor tăieri suplimentare. A făcut-o oarecum constrânsă, părea că nu e dornic Powell să vadă astfel de să descrie argumentele pentru acțiunea sa, parcă nu era cu totul convins, a făcut-o totuși și acum, în lumina acestor noi evenimente, chiar dacă de-abia de la 1 septembrie, pare mai de înțeles ce a făcut Fed-ul. Bun. Așa, avem foarte multe comentarii. Bun, o să selectez dintre acestea. China nu va ceda vreodată pentru că au un plan pe 100 de ani care cu siguranță depinde de economie. Va ține acest război ani de zile dacă ar fi așa cum va fi cu piețele. Dacă Donald Trump nu adăuga că s-ar putea să se ridice la 25% către sfârșit, acum o să fie și mai constrânsă. Bun. Mi se pare că nu e o chestiune care se poate rezolva pe termen foarte scurt, dar este adevărat că avem alegeri la anul și este adevărat că poziția unui președinte republican este posibil mai severă decât cea a unui președinte democrat. Deci nu aș formula acum o părere pentru următorii câțiva ani. Aș spune să că dacă rămâne Donald Trump acolo, este probabil că nu s-ar rezolva ușor. Nu văd China cedând sau cedând poate la nivel formal. Însă, cred că anumite armistiții, anumite înțelegeri s-ar putea realiza. Gândiți-vă că dacă vor veni alegerile și vor începe să muște din apetitul de consum al americanilor aceste sancțiuni comerciale, nu va fi foarte confortabil. Adică, nu, e greu ca cetățenii să aleagă privind lucrurile în perspectivă. De multe ori vor alege beneficiile pe termen scurt. Ca atunci când se vorbește de tăieri de taxe, mă rog, să zicem de un sistem eficient în care taxele sunt chiar bine distribuite și bine consumate, dar dacă ar fi supus la vot între o majorare de taxe, poate necesară, să zicem, nu dăm exemple de state europene, dar să zicem o majorare de taxe necesare și o tăiere de taxe care totuși ar adânci datoria și ar crea probleme ulterioare, cred că s-ar vota în general pentru tăiere de taxe. Pentru că primează o asemenea evaluare a interesului pe termen scurt, fără o înțelegere foarte clară a riscurilor ulterioare. Da, cred că ar fi. Cred că o răspunsul la asemenea întrebare depinde de niște variabile pe termen foarte lung, dar este o posibilitate și nu neapărat război comercial, pentru că gândiți-vă că deja s-a impus sancțiuni. China poate răspunde într-o anumită măsură, dar ea importă mai puțin din SUA. Problema mare nu e să continue ritmul acesta, ci problema mare este dacă vor rămâne taxele la nivelul ridicat. Dacă se escaladează și China majorează și mai puternic și după aceea Statele Unite și mai puternic, atunci ne paște o perioadă foarte, foarte periculoasă.
Însă parcă nu văd lucrurile chiar așa. Din ce am văzut, China dacă am făcut un pas în spate cu răspunsul la măsurile din SUA, ceea ce e natural. Și nu cred că va activa deocamdată opțiunea nucleară de a vinde titluri de stat. Uitați-vă la probabilități, că suntem deja cu ceva vreme, de ceva vreme cu graficul acesta în față. Probabilitatea pentru o tăiere fusese la un moment dat, față de ziua anterioară, un albastru un pic mai palid, e mai sus, da? Dar asta nu face cu adevărat dreptate diferențelor pe care le-am văzut imediat după decizia Fed, când eram undeva la 50%, 45-50% pentru menținere și un puțin peste 50% pentru tăiere. Acum este 8% pentru menținere, 91% pentru tăiere. S-a reorientat așteptarea pentru o mișcare de tăiere mai agresivă. Probabilitatea de a menține până în decembrie a devenit neglijabilă. Ea era zero înainte de hotărârea Fed de acum 2 zile, apoi crescuse considerabil și acum iarăși a scăzut. Deci, dovishness, un răspuns așteptat de stimulare monetară din partea băncii centrale. Și ceea ce vedem pentru US 500 pare a fi vulnerabilitate. Mi-aș fi dorit să mai încerci o coliție pozitivă. Dacă nu o face, atunci atenție la 2139, 2136, 2118. Riscul este descendent în prima fază. Suportul acesta pare a fi testat chiar acum. Zona de rezistență 2150, 2157, 2166, 74, 77, 3000, 3003, dar vulnerabilitate, iată, pe termen scurt. Avem datele din piața muncii, nu o să intrăm în foarte multe detalii despre alte aspecte macro de azi, mai avem sentimentul consumatorilor, versiune revizuită și comenzile industriale, dar datele de la 3 și jumătate sunt cele mai importante. 224.000, valoarea anterioară, iar nivelul așteptat 162.000, în Forex Factory 164, deci cam pe acolo. Cu un ADP bun, cu un indicator de încredere din zona Conference Board pentru piața muncii și cu date slabe din partea ASM-ului în segmentul de servicii, în segmentul de industrie, corecție, în segmentul de servicii urmează să primim date în sesiunea de luni abia, aș vedea o piață a muncii rezonabilă în raport cu așteptările curente. Deci, probabil că în jur de 160, deci vorbim nu de salarizarea privată, vorbim de modificarea numărului de angajați din sectorul non-agricol. Deci, aș vedea o cifră rezonabilă, în jur de 160.000. Mă tot aștept ca la un moment dat să se întrerupă cu un șoc notabil negativ această serie de creșteri din piața muncii, dar până una alta nu e nici vorbă despre așa ceva. De urmărit și revizuirea lunii anterioare. Deci aș vedea cifre în regulă. Un interval care n-ar surprinde foarte mult și n-ar duce la șocuri majore în piață ar fi 140-175 de mii, cam așa. Hai să zicem 145. Mai jos decât atât, negativ pentru dolar, s-ar putea să fie totuși pozitiv pentru bursă, pentru că ar însemna că Fed-ul chiar nu mai are încotro și s-ar putea să taie și în sesiunea următoare, din septembrie, dar mai avem peste 40 de zile până atunci și o valoare în peste 175.000 ar fi pozitivă pentru USD, dar cred că nu atât de favorabilă ca în alte vremuri, pentru că tocmai este teama aceasta de ce ar putea să se petreacă în plan comercial. Adică, până la urmă, e ca și asigurată majorarea de taxe. Ne interesează și venitul mediu orar, 3,1% se spune în calendarul nostru.
Și lunar 02, venit mediu orar, o să mă uit, da, și pe Forest Factory la fel 02. Până nu avem o desprindere consistentă de ritmurile actuale, încă peste inflație, dar insuficient peste inflație, e puțin probabil ca Fed-ul să schimbe orientarea dovish din prezent. Cred că o creștere majoră a salariilor aici ar fi inițial, deci nu spun că s-ar întâmpla, dar discutăm așa ipotetic, dacă avem un 3,3% ritm anualizat, cred că ar fi inițial o veste mai degrabă nefavorabilă, pentru că piețele s-ar gândi, ok, Fed-ul este constrâns, dar probabil că n-ar ține mult și apoi ar înțelege că Fed-ul va face ceea ce trebuie, în primul rând, uitându-se la aspectele mari din economie și din perspective și nu va lua în calcul o singură lună în care salariile cresc foarte puternic. Bun. Ok. Bun, era o observație aici și nu prea înțelegeam la ce se referă. Cred că se referă la rezistență și suport. Da, sunt apropiate uneori, dar asta este. Poate fi relevant ocazional, dacă nu le alegeți dumneavoastră pe care vi se par mai interesante. La nivelul actual, cred că am discutat despre piețele de capital, o presiune notabilă, suportul e la 7700 de puncte pentru US 100 și aici există vulnerabilitate. Mai e aici o mică șansă, dar mică șansă, 7742 pe aici ar fi nivelul de suport. Mai jos 7702 și undeva 7608. Rezistența pe la 7830 și în zona de 7920. Dar ce se întâmplă e că ne-am cam angajat într-o secvență zilnică de îndepărtare de maxime. Nu spun că neapărat am avut maximele istorice aici și că am avut maximele pentru o lungă perioadă de timp aici, dar mediul nu este unul favorabil pe termen scurt. Părerea mea, la cât de mult le plac schimbările de percepție unor oficiali americani, nu este exclus ca la un moment dat să se spună, ei, poate că ne răzgândim sau că iată în ce condiții ne răzgândim și China e foarte aproape de a le îndeplini. Deci nu m-ar surprinde ca săptămânile următoare să mai avem un anumit rebound, dar cred totuși că în general cea mai rămas din această vară este supus unor riscuri consistente. Pentru bursa germană, ajustările sunt mult mai lente. E drept, am pierdut teren ieri, dar puțin peste 1%, mai slab decât în alte perioade când erau amplificate variațiile din Statele Unite. Însă, problema e că am închis în afara liniei de trend și mergem și mai departe de aceasta. Suportul ar fi pe la 11.900, apoi aș lua acest minim în jur de 838 și apoi 764. De obicei, așa cum a făcut piața americană, dacă vorbim pe un time frame foarte apropiat, avem o spargere, o depășire a unor minime anterioare, cum e pe US 500, câteva puncte scădere și apoi urmează o ușoară revenire. Și deci nu înseamnă, dacă piețele au un trend descendent, nu înseamnă că nu se pot întâmpla episodic reveniri consistente. Ba chiar sunt destul de serioase în anumite perioade aceste reveniri. Uneori sunt dintre cele mai rapide. Bun, adică recuperarea pe trend descendent. Cu Brexit și China în septembrie-octombrie putem fi în recesiune, chiar și declarativ? Pe ce zonă vă gândiți? În Statele Unite, în zona euro sau în ce bloc economic? În ambele? Cred că e un pic cam de vreme, dar riscul de recesiune
în debutul anului viitor ar crește considerabil. Deci, dacă vorbim, dacă declarativ înseamnă că piețele s-ar aștepta la așa ceva și nu că se întâmplă chiar atunci în economia reală, atunci, da, la nivel declarativ s-ar putea percepe, s-ar putea simți. Însă, dacă ne gândim la o percepție, la o verificare a unor indicatori coincidentali, deci indicatori din aceea în timp real, atunci aș zice că mai degrabă nu, nu încă. Bun, și observația tot a acestui participant care a adresat întrebarea anterioară, se anunță o criză fără precedent. Zic că se strâng așa niște nori pe mai multe planuri și că, de fapt, piețele au primit lovitură după lovitură și s-au ținut destul de bine. Nu suntem la mai mult de 2-3%, cam 3% distanță de maximele istorice în Statele Unite. În Europa și Germania suntem mai jos. Dar dacă se va pierde această speranță că băncile centrale acoperă, că băncile centrale protejează de orice riscuri, atunci riscăm ajustări notabile și în sfera piețelor de capital, chiar suplimentar față de ce avem acum. Bun, vom trece la segmentul următor.